Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, avertizează că România riscă să-și piardă o mare parte din cetățeni. Acesta susține că unul din patru români apți de muncă pleacă să lucreze în străinătate. Isărescu consideră că singura modalitate prin care românii pot fi convinși să rămână în țară este educația. Guvernatorul BNR consideră că lumea este în continuă schimbare și noi trebuie să ținem pasul cu aceste schimbări, iar educația de calitate poate fi un răspuns la aceste schimbări și provocări.